What the fuck is this? Johnule, o să vă explic imediat momentul sinistru, cringe, ce l-ați văzut. AMC, ești super grăbit să faci treabă ca să nu întârzi dimineața la prima oră când ai de muncă și te super agiți, astfel încât înainte să ieși din casă îți dai seama că ești transpirat lui arcă, deși ai făcut duș și nu vrei să murdărești tricouri pe care le-ai curat fresh pentru filmarea respectivă, așa că vii cu el direct, Johnule, la purtător. Zi plină astăzi, zi plină și de fapte bune și de chestii interesante. Începem o zi de filmare cu Muntenii, iar undeva pe seară o să mergem la un concert caritabil, Johnule. Ați auzit foarte bine. Mergem la copilași și bolnăviori să cântăm, să ne distrăm, să facem poze, să dăm autografe, să le mai înseninăm un pic vara și lor, pentru că știm cu toții că momentele prin care ei trec nu sunt tocmai ușoare. Dăm drumul la o zi superbă, o zi plină de acte, o zi plină de fapte bune și o zi în care sperăm să ne distrăm și să nu ne forțăm foarte tare, pentru că ce bine am dormit azi noapte cu ploicica asta, Doamne, aș vrea astăzi doar să mă bucur de relaș. Tată, facem poza cu tânărul, după care dăm cauciucul cu smacolină, că noi am spălat aseară, dar a plouat de a rupt. Hai, tată. Hai că tati pe focusare. Hă, Johnule, zi frumoasă, să ai vacanță frumoasă. Motiv pentru care dăm cauciucurile cu smacolină din nou, Johnule, de ce? Pentru că nu o să mai spăl mașina la 3 ore după ce am spălat-o, deși aș fi în stare, dar n-ajungem la timp. Dar măcar să fie cauciucurile frumoase, Johnule. Ăsta. Toate patru roțile și am plecat la treabă. Hăța. Hăți, Johnule, se pare că am găsit. Ne tot chinuim cu live location-ul ăsta, dar aici apare a fi. În fine, îi mai sunăm o dată și revenim cu update dacă ne întâlnim cu ei, Johnule. Hă-ți. Bună, bestiuță! Ești gata de filmare? Bă, băiatule, nu mă mai satur de bara asta. Am vorbit cu rușii mei de la Imperial Touring în 3 cuvinte în engleză. Super, super cool! Thank you! Thank you too! Super nice! Thank you! Super tu! Yo, yo, yo! Johnule! Bă, frate, e state of the art, mă, bara asta, mă. State of the art. Mi se pare că, în sfârșit, această mașină arată completă și arată a peste 350 de cai putere, că până la 350 de cai putere, înțeleg, sunt mașini normale, dar peste 350, 400, 500, 600, noi avem doar 381. Bă, tată, chiar peste 300 aș putea să spun, peste 300 de cai, deja mașina e puternică, da? Părerea mea, 290, da, 300 și, da, și la... Deci nu, lasă că mea era M Performance 5000 diesel, dar vezi că e și la MUM, la 5000 benzină, pun bara aia care-i pun aici, mă, Johnule. Mă, cum, mă, până aici, mă, mă, cum, mă, uite, mă, cum e asta, că zici că mușcă din asfalt. Într-adevăr, din păcate, putem parca în doar 50% din locurile în care puteam parca până acum, din cauza buzei antiborduri, dar asta este. Grab de baba la frumusețe, Johnule. Așteptăm prințesele să filmeze, nu înțelegem ce se întâmplă, toate lucrurile merg pe dos. În fine, sperăm să le iasă ce-și doresc, hăți. Bă, Johnule, nu înțelegem care-i treaba, dar tot e astăzi altfel. Ce se întâmplă cu Muntenii? Ce fac? Pe unde ne-ați dus? Uite-și unde am ajuns. What the fuck is this? Cum arată? Ia uite, Johnule, cum merge aia pe sus, pe acolo. Asta e o fabrică de ceva, mă. Ia uite cum merge aia mare, mă, tu vezi? Se mișcă, uite, mă. Deci știi ce mai urmează acum? Să începem să ne împușcăm pe aici, Johnule, cu mitraliere. Doamne, ce spooky. Cred că trebuie să urcăm, nu știu. Revenim când om revenim, Johnule. Stai așa, tot că și mult de salutat așa. Bă, de ce mi-au făcut băieții ăștia doi? Bă, nici nu vă spun, că știți că nu-mi place să spun. E dreptul lor, e meritul lor. Au gândit-o, au calculat-o, au premeditat-o. Mi-au făcut-o. Dar asta nu înseamnă că rămânem așa. Revenim. Bă, băiatule, bă, îți, Johnule. Ciocăneam lejer spre Târgoviște, comuna Brănești, satul Brănești. Și la un moment dat mi-am dat seama că trebuie să-mi dau al doilea parbriz jos. Johnule, am dat al doilea parbriz jos, că nu mai vedeam nimic. Și uitați-vă, acum s-a potolit iarăși. Nici nu mai înțeleg, mă, frate. E haos, bă, am distrus planeta, vă spune Johnule. Fac o paranteză. Amintiți-vă, vă rog, rog-vă, când ne uitam la filmele alea, când eram mici, cei care sunt mai bătrâni ca mine, cei care sunt tineri când erau super mici, și vedeam al de 2012, Apocalipsă, toate alea, și arătau cum se topesc ghețarii și ha ha hi hi și cât un moș nebun care spunea vine Johnule și nimeni nu-l credea. Ascultați pe fratele vostru, tată, eu nu-s moșul nebun, nici nu vreau să prezic asta, dar faptul că acum 3 zile am văzut la știri că la Polul Nord sunt 21 de grade Celsius, Johnule, mă, bă, voi auziți cum sună 21 de grade la Polul Nord, Johnule, să înțepenească Jaxana, este groasă, trebuie să avem grijă de planeta asta, că altfel ne scuipă. Omenire, hăți, Johnule. În fine, terminăm cu această fabulă, ca să-i spunem așa, și revenim la realitate. Ciocănim către cei mai drăguți copii, care sunt un pic bolnăvioși și au nevoie un pic de energia noastră. Voi fi acolo, că nu sunt încă, voi fi acolo alături de Nicol Șeri și de Liviu Todorescu, doi prieteni dintre cei mai apropiați de ai mei. Vedeți, îi puteți vedea și pe lista de following, ceea ce știți ce înseamnă la mine. Mergem să facem niște suflete fericite. Nu suntem tocmai încântați că plouă în halul ăsta, Johnule, credeam că o să stăm în curte. Liviu aduce și chitara.
mergem să cântăm un pic acustic, așa, două, trei cântecele, să facem poze cu copiii și mai presus de orice, să încărcăm cu energia noastră pozitivă. Voiam doar să vă arătăm în ce hal se prezintă vremea și să fabulăm un pic, că am tot zis povestea asta, știți? Devin ca oamenii ăia în vârstă, care spun aceeași poveste de mai multe ori, că le-a plăcut cum sună, știi? Și acum asta este a doua variantă a poveștii cu filmele legate de apocalipsă, în fine. I'm rambling, adică bat câmpii. Și revenim din Brănești, Târgoviște, Hăzgeomule. Hăzgeonuțule, ne pregătim să notăm. Mamă, prima oară în viața mea când am văzut pe Waze, din 480 de metri, flood. Inundație, băiatul meu. Ia uite, nu uite ce-i în față. Oare bara noastră ajunge în apă acum? Nu filmez, las că poate mi-intră apa în mașină în timp ce filmez. Fac eu pe fraierul pe aici. Doamne, cât de adâncă e, simt la accelerație, vă dați seama? Revenim, Johnule. Ha, mă notat cu mașina. Ia uite-mă ce s-a întâmplat. Mamă, Johnule, i-a căzut situația lui ăsta, mă. I-a căzut cardanul, Johnule, ăla de la... Wow, de la apă, oare? Ăla din spate, Johnule, i-a căzut tot. Cred că cardan se numește, nu? Wow, de asigură transmisia 4x4. În fine, mai avem 15 km și ajungem. Revenim de acolo. Hăs, Johnule, ia vezi că lui mamișor nu-i scapă nimic. M-a sunat că era cu observatorul în brațe, iar la știri spuneau că în Târgoviște a fost o vijelie de 15 minute care a făcut prăpăd. Bine, ăsta e clickbait-ul lor. Eu vă spun că românește, inundațiile astea de la asta sunt și că a fost cam la sol. Susținem Târgoviște legionului să iasă rapid din situație și să se mobilizeze, că până la urmă ține și de cetățeni. Adevărul că arăta foarte iurea și sincer, cred că dintr-o mașină joasă nu ești atât de relaxat când treci prin inundațiile astea, dar noi ne-am jucat. Precum copii în apă, mai avem 9,7 km și vă anunțăm când ajunge la copilași. Hăț. Hăț, Johnuțule, hăț. Am ajuns la playground-ul copilașilor, aici în Brănești, în Târgoviște și voala, ce frumos arată, bossule. Uite, ne-am și descălțat, vezi aici, ia vezi, cârnații la joacă. Pedicura făcută totul la zi. Am avut noroc de la Dumnezeu. Pac, 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 Nicol Șeri deja pe canapea, oamenii care au organizat chestia asta atât de frumoasă. Vorbești de Liviu Todorescu, nu? Sau? Salutăm și noi toată lumea corespunzător și revenim, Johnule. La fel dau și aia lui Shift-ul și bun. Dă-i cu fanele odată. Hai, fane. Fii atent. O dau mai jos. Știu că am urme de far pe bluză. Știu cine se scuze, se acuză. Dar vreau să cred. Intre și tu normal. Că nu e vina mea, de vină siede. La idee cât pot fi de rele. Că mă bagă numai în belele. Stai să vezi. Se termină concertul, îmi pachetez talentul și vreau să vin acasă. Nu mă lasă, fanele. Nu mă lasă, fanele. Mă trag de toate hainele. Când se stinge reflectoarele. Dar ce mă fac cu fanele? Când nu mă lasă, fanele. Le văd, mă trec frisoarele. Așa ușor cum pare. Să știi că seară una dintre fare. Mi-a mușcat buza de supărare. Eu ce să fac? Ele mă ating și nu-ți convine. Doar tu ai voie să pui mâna pe mine. Eu le zic că numai nu de nimeni e complicat. Se termină concertul, îmi pachetez talentul și vreau să vin acasă. Dar nu mă lasă, fanele. Nu mă lasă, fanele. Mă trag de toate hainele. Când se sting reflectoarele. Dar ce mă fac cu fanele? Când nu mă lasă, fanele. Gata, ready for kids. Suntem gata, Johnule, am făcut și noi o mică repetiție așa frumos. Cântăm toți trei, suntem un fel de mini Lala Band Fit Friends, Nicol Șeri, o chestie ceva așa. In memoriam, superb. There's no day without a șantier. Asta spune regula de când am fost fripți și cu ciorbă și cu ceai și cu cafea și cu tot ce frige în lumea asta, Johnule. Ne-am întâlnit cu doi băieți foarte fresh, tineri, stăpâni pe situație și cu
cu cunoștințele la ei, pe numele lor Silviu și colegul lui, Johnule, și mă bucur foarte tare că am discutat despre gard și piscină, mi-a spus băiatul, gata, am înțeles pe ce-i vorba, pac, s-a uitat, a calculat, mi-a zis direct, parcă știa ce-mi doresc, Johnule, când i-am spus că vreau un gard plin, mi-a zis direct, cu ce BCA mi-l doresc, ce fundație trebuie să aibă, adâncime, tot. Așa că sunt super mândru că am reușit să facem și asta. Nu eram sigur după furtuna, după vijelia Johnule din Târgoviște, care a ajuns vedetă la toate știrile, nu știam dacă se poate intra la șantier și l-am sunat inițial pe Silviu, i-am spus, bă, Johnule, nu-mi dau seama dacă ne putem întâlni sau nu astăzi la șantier, pentru că mie că-i jale. L-am sunat pe Cristi și mi-a spus, bă, nu e așa rău, băieții când au plecat de la șantier la 5 jumate, abia dacă picura. Și uită-ne la șantier unde este aproape uscat, cred că băieții nici măcar nu sunt de azi. Vrem să vă arătăm așa, voala, geam necurățat, Johnule, și voala, geam semicurățat, evident că doamna Lumința nu face în detaliu, dar ceva mai frumos un pic, Johnule. Cam asta e treaba la șantier, am venit foarte târziu, lumea nu mai este aici, ieri am stat cu toții la șantier până târziu pentru că așa a fost vorba. Zilele acestea SSAB-ul ne aduce marginile de terase, să putem pune balustradele de sticlă. SSAB-ul ne aduce cresie gri pentru treptele acelea să le terminăm, să turnăm, să facem tot ce trebuie. Să terminăm și trotuarul. Am discutat și de porți cu Vega Produ, suntem la zi cu toate, Johnule. Ba mai mult, săptămâna viitoare avem și ceva timp să terminăm ce mai avem de terminat, pentru că e greu și cu proiecte și cu viață. E mult spus personală, dar viață de vlog, ca să spunem așa. Cam asta e treaba, Johnule. Îi mulțumim lui Doamne, că am reușit să ajungem și la Magic Camp la acei copii extrem de dulci și că s-au bucurat și s-au distrat alături de noi. S-ar putea să ne auzim mâine dimineață la radio, nu știu sigur. Eu mâine dimineață filmez genericul de la sacrificiu, Johnule, și este din ce în ce mai sigur că la început de toamnă, Johnule, începe sacrificiul. Nu vă pot spune mai multe, de fapt nici eu nu știu foarte multe, însă așteptăm cu sufletul la gură cu toții. O să vedeți promo-ul deja pe Antena 1 și evident la mine pe Instagram. Mergem să facem interviurile de final de filmare cu muntenii care ne-au pregătit ceva ce nu mi s-a mai pregătit de mult, Johnule, dar o să vedeți voi în curând. Ciocănim spre oraș că e destul de târziu deja. Revenim de la volan. Hăți, tată, hăți, n-aveți idee ce surpriză vă pregătim și am încheiat și noi în sfârșit o zi de muncă la 9:15, Johnule. Până una alta, nu uitați să dați subscribe mai întâi muntenilor și după care și fratelui Popa, hăți, Johnule. Nu uitați să aprindeți coțofelul pentru că fiecare înțeleg la 8 suntem acolo cu chiu, cu hăți, cu va, cu mare, da? Și nu știu dacă ați auzit, butonul de like se face mov dacă l-apăsați. Da. E nou update de la YouTube. Tată, Johnule, nu uitați să dați follow pe Insta. Mână tâmpă, la MNT Christian și la MNT Christian. Ce ai zis, mă, MNT? M-am simțit așa la... Dați-mă și voi follow și la Eu Sunt Dorian și la Corey LV, you know? Și până una alta, dați și follow pe Spotify Dorian Popa și dați și like pe Dorian Facebook. Pop. Yes, like pe Obostrud on Facebook. Frații Munteanu, Dorian Popa. Să aveți o zi și o cafeluță mirobolante. Hăți, Johnule. Hăți, când vă gazele la Antilopa, pozăm să avem ce developa. Și uite așa ne trece noaptea. Și patul face scârț, ce-am eu nu vezi la altcineva. Dar să nu mă spui lui mama, mai bine auzi ce-ți cântă popa.